Și ceea ce este important, ceea ce mi se pare esențial pentru... Domnul profesor, da? Dragi prieteni, constat că ploaia selectează asistența. Așa că, în loc de dragi prieteni, ar putea să spun select adunare. Ceea ce este întotdeauna bine. Este un semn de dragoste de devotament care inobilează în fiecare parte. Marcel Muntean este pentru mine un nume și un artist, bineînțeles, pe care îl știu de mulți ani, de la debutul său bucureștean, cred, și care întotdeauna am fost foarte interesat să văd cum evoluează, având de atunci certitudinea că există niște date, și mai ales date suficiente, pentru a-l împinge pe vocale pe care a intrat, vocale care este destul de ciudată, spune. Spun ciudată pentru că sunt oameni care au asupra lor o mână a harului, acestea picturii, arte. Sunt alții care au acea mână a harului a credinței. Și sunt cazuri rare, cel puțin, cred că singurul pe care îl știu, avem Marcel Muntean, care are de asupra sa ambele mâini. Și ceea ce este important, ceea ce mi se pare esențial pentru evoluția lui, este că reușește să ne împlătească foarte bine în așa fel încât amândouă aceste particularități ale lui, aceste două trăsături definitorii, să se echilibreze. Dacă ar fi făcut datorită studiilor teologice, datorită aplicării sale către credință, dacă ați făcut pictură bisericească în accepțiunea strictă a cuvântului, mi s-ar fi părut prea puțin. Dacă ați făcut o pictură de imagini laice, mi s-ar fi părut iarăși prea puțin. Ceea ce mi se pare important aici este că în pictura, în pictura laică, a reușit să te facă întotdeauna să simți o notă de mister, o notă de incertitudine, o notă de ceva deosebit, ceva special pe care poate tu nu îl vezi, pe care el a reușit să-l vadă, să-l placeze undeva acolo, în acea atmosferă, în acea imagine, care capătă o mistică, poate este mistica credinței, dar poate fi și mistica necunoașterilor, poate fi și mistica întrebărilor pe care ți le pui în fața unei asemenea imagini. În orice caz, există ceva care înseamnă mult mai mult decât imagine directă. După cum, în picturile de inspirație religioasă, pornind de la dogme, pornind de la acele lucruri clasice intrate în conștiința, de la acele imagini intrate în conștiința noastră, de mult, a reușit să vireze această pictură către aceste imagini către pictură, în felul acesta, umanizându-le și aducând imaginea religioasă mult mai aproape de noi. Atâta timp cât va reuși să păstreze acest echilibru, acest dialog îmbogățitor pentru ambele date fundamentale pe care le are, am convingerea că pictura lui va fi nu doar o pictură deosebit de interesantă ca personalitatea autorului, dar în același timp și o pictură care să aducă ceva nou.
era adult, colegii săi, cunoscându-l, văzând ceea ce a făcut, am convingerea că acest echilibru, această înlănțuire care este creatoare întotdeauna între două elemente, îi va fi benefică. Și sper să avem bucuria să vedem roadele unei trepte în plus, unui pas înainte făcut, la viitoare expoziție. Și să se bucure ochii dumneavoastră și sufletul de aceste lucrări.